Construirea și punerea în funcțiune a complexului turistic și de agrement Mirajul Oltului, dezvoltarea infrastructurii în stațiunile vâlcene și modernizarea drumurilor pentru sprijinirea turismului monahal, realizări ale mandatului 2016-2020. Constantin Rădulescu pentru Consiliul Județean Vâlcea, Partidul Social Democrat. Vâlcea, cel mai frumos județ din România, nu este o mândrie de provincie, nu este o înfumurare fără acoperire, este pur și simplu credința noastră cea mai sinceră. Este locul unde tratăm trupul și spiritul, în egală măsură. Aici chiar facem oamenii bine. Ține minte că lumea o schimb când gândești, bine faci, bine găsești. Constantin Rădulescu, pentru Consiliul Județean Vâlcea, Partidul Social Democrat. Zeci și sute de politicieni au trâmbițat, au scris în programele lor că vor susține tineretul și cultura, că vor reînvia festivaluri, că vor susține sportul și performanța. Nu curge prin sângele lor niciun acord de chitară, niciun vers și nicio rimă. La Brezoi sau la Fețeni se întâmplă lucrurile atât de bine, pentru că vezi cum lumea întreagă se așează în văile și pe dealurile noastre. De aceea am fost alături de ei, alături de ideile lor atât de bine găsite. Ține minte că lumea o schimb când gândești, bine faci, bine găsești. Susținerea și promovarea festivalurilor Deep Forest Fest Râmnicu Vâlcea și Open Air Blues Festival Brezoi. Iar pentru prima dată în istorie, sportul și cultura din județul Vâlcea au beneficiat de sprijin financiar. Constantin Rădulescu pentru Consiliul Județean Vâlcea, Partidul Social Democrat. Bine faci, bine găsești. Ne aflăm într-o stație de asfalt. Spuneți-ne, domnule președinte, ce legătură are o stație de asfalt cu sănătatea? Păi are pentru că aici a fost fosta stație de asfalt, o știe toată lumea, a ADP-ului. E bine, am venit aici cu Adrian Cosac, primarul comunei Vlădești, da? Și din discuții am aflat că s-a făcut un foraj și că au găsit apă sărată. Și atunci mi-a venit o idee. Ce ar fi să facem noi aici un ștrand? Și am plecat de la această idee. E bine, împreună cu Adrian Cosac, cu primarul de la Vlădești, am dezvoltat această idee. Am și făcut un parteneriat pentru documentații între Consiliul Județean și Primăria Vlădești. Și iată că astăzi eu și Adrian Cosac vorbim aici despre un complex turistic, balnear și de recuperare a sănătății. Pentru că aici vom avea bazine de apă sărată, bazine de apă dulce, dar vom avea o clădire în care veți găsi tot ceea ce înseamnă bază de tratament, tratament balnear, dar și pentru sportivi. Foarte important, sportivii din județul Vâlcea vor putea veni să se recupereze aici și vom avea dotări de ultimă generație, tot ceea ce înseamnă pentru recuperarea unui sportiv. Va fi așadar un complex în care vom da bucurie, dar și sănătate, pentru că facem și recuperare și partea de balnear, ca să spun așa, pe drumul între Râmnicu Vâlcea și Olănești. Este foarte important că rezolvăm două probleme. Unu, agrementul, da? Și nu va exista ștrand și bazine, nu vor exista bazine mai mari ca aici. Și pe de altă parte, facem și o investiție în sănătate, după cum v-am spus. Și vom avea și turiști, dar și din Râmnicu Vâlcea și din ce nu din tot județul Vâlcea. Mizăm foarte tare pe turiștii care vor veni din exterior, pe echipele sportive care vor veni aici. Vom lega această investiție oarecum de acea bază sportivă pe care eu vreau să o pun la dispoziția sportivilor în mod gratuit, într-un parteneriat, repet, iată, cu Primăria Vlădești și primarul Adrian Cosac. O veste foarte bună, un proiect extraordinar de interesant și, în primul rând, și pentru vâlceni și pentru sportivii care, iată, fac cantonament. Mulți vin la Olănești în cantonament. Când anume vom veni să ne bălăcim așa, să facem tratament balneo? Legat de perioadă,
Vă dați seama, sunt 8,5 milioane de euro pe care îi investim, repet, după o idee care mi-a venit alături de prietenul și colegul meu Adrian Cosac, primarul de aici din Vlădești. 8,5 milioane de euro se vor investi în următorii 4 ani, pentru că nu este o investiție simplă, este foarte complexă, repet, cu structură de, inclusiv de cazare, cu structură de tratament, balnear, recuperare sportivi, și, de ce nu, o structură turistică foarte frumoasă. Aici, în Vlădești, va fi un centru turistic, eu zic, cel puțin zonal, la nivel de țară. Doamnelor, domnilor, stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, despre sănătate. Sănătatea din județul Vâlcea, ați văzut și dumneavoastră și în cadrul emisiunilor din presa locală, televiziunile locale, a cunoscut o serie de investiții, a beneficiat de o serie de investiții în ultimii 3-4 ani, cu precădere în ultimii 2 ani. Nu de puține ori, domnule Constantin Rădulescu, ați afirmat în cei 4 ani de mandat de președinte al Consiliului Județean Vâlcea că ați pus sănătatea vâlcenilor pe primul loc. Ați dori să ne spuneți concret ce ați făcut pentru sănătatea noastră a vâlcenilor și pentru unitățile sanitare din județul Vâlcea? Știți cum se spune, atunci când vorbești despre ce ai făcut, dar și despre ce urmează să faci, oamenii așteaptă lucruri concrete. Evident că aș putea să vă spun doar cifra. Aproximativ 31 de milioane de euro au fost investiți sau sunt în curs de investire în baza unor demersuri și contracte semnate de mine în acești 4 ani. Evident că avem pregătite și proiecte pentru viitor. Dar acești bani sunt bani foarte importanți care s-au investit în Spitalul Județean de Urgență, în spitalele din județul Vâlcea. Inclusiv în această perioadă complicată de criza COVID, am făcut investiții importante în sănătate și evident am avut grijă și de oameni. Să nu uităm și să nu neglijăm că guvernul PSD a fost cel care a majorat salariile personalului sanitar, medici, asistente, dar și noi, Consiliul Județean, eu am propus și s-a votat în Consiliul Județean acordarea de sporuri salariale și pentru personalul care nu era inclus inițial în lege. Dar toate acestea s-au făcut până la urmă pentru oameni, toate investițiile s-au făcut pentru oameni. Eu am finalizat în condiții foarte grele, am finalizat Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, pentru că una dintre firme era în insolvență, erau niște probleme atunci, dar uite că o investiție a predecesorului meu, Dumnezeu să-l ierte, Ion Câlea, am finalizat-o eu. Nu m-am oprit aici și cei 31 de milioane de euro despre care vorbim astăzi sunt bani, sunt sume certe, care au fost investite, aceste sume, sau vor fi în cadrul unor proiecte viitoare. Dincolo de proiectele pe sănătate care urmează, și am văzut că la stația de asfalt de aici din Vlădești urmează să se construiască acel centru balnear, domnule Constantin Rădulescu. Cu siguranță că s-a investit din aceste fonduri și în aparatură medicală și știm că acest lucru s-a întâmplat. Ați putea să ne spuneți despre ce aparatură medicală este vorba? Am investit foarte mult în aparatură și pentru că tot ați adus vorba, da, aici va fi un complex balnear turistic de servicii, dar va fi și un complex în care se va face recuperarea capacității de muncă, dar și recuperarea sportivilor. Va fi o bază de tratament extrem de mare și importantă pentru județul Vâlcea și pentru tot ceea ce înseamnă Valea Olăneștiului și, cum am mai spus, pentru zona aceasta. Iarăși, concret, sunt în jur de 4 milioane de euro bani pe care noi i-am investit în sănătate, în aparatură medicală și vreau să vă spun că acești bani sunt împărțiți cam așa, jumătate, 2 milioane de euro sunt bani puși de Consiliul Județean și 2 milioane de euro bani care au venit din diverse surse, fie că bani de la guvern sau bani de la Uniunea Europeană. Acum, e o listă lungă de aparatură și chiar mi-am și notat. Vă dați seama, am adus primul RMN
la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este numai remeneu, asta este aproape 1 milion de euro, care funcționează și funcționează bine. Am adus la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, uite, este un domn doctor, Preoteasa, cu care am discutat și mi-a spus, ne trebuie un aparat sonopet, îi spune, pentru că vrem să facem operații grele, se operează tumori, operații foarte complicate. Și am cumpărat acest sonopet. Dar, vedeți, am luat și primul mamograf. Noi nu aveam mamograf la Vâlcea. Am luat mamograf, am luat aparatură medicală diversă. Avem, spre exemplu, am adus la reanimare, la ATI, paturi digitalizate. Adică sunt paturi care cântăresc în timp real bolnavul, îi măsoară funcțiile vitale în timp real. Adică sunt chestiuni de o valoare foarte mare și de o utilitate pentru că la fel de mare, pentru că din păcate sunt oameni care ajung și la ATI, dar n-aș vrea să mă opresc aici. Am luat sterilizatoare, ecograf în mai multe secții, mese de operație, foarte multă aparatură la radiologie. Am adus la fel aparatură. Sunt bani pe care i-am investit și îi investim în continuare. Endoscop, dar mai facem ceva. Pe lângă aparatura pe care am adus-o, vom finaliza în curând și spălătoria centrală a Spitalului Județean. Am alocat banii. Clădirea este gata la spitalul vechi, da? Așa cum știe toată lumea, spitalul 2. Clădirea este gata, modernizată, pusă la punct. Urmează să aducem aparatura care se achiziționează în regim de licitație. Așadar, am alocat bani pentru foarte multă aparatură în acest an, inclusiv la balneofizioterapie. Secția care se va moderniza, pentru că spitalul vechi, după cum știți, l-am predat către Compania Națională de Investiții și vom aduce banii aici. Am adus aparatură diversă și foarte, foarte, foarte importantă și unele dintre ele, cum este remeneul, mamograful și așa mai departe, primele în istoria Spitalului Județean de Urgență. Da, este foarte interesant și această aparatură deservește multe secții, îmi dau seama, sau trag concluzia, domnule președinte, din Spitalul Județean, dar este o secție acum, în prezent, în momentul acesta în care noi vorbim, în Spitalul Județean Vâlcea, dotată la standarde europene, astfel încât pacientul, fie de-a locului sau venit din alt județ, să simtă că este tratat în condiții de siguranță? Să știți că, în general, în spitalul nou, toți cei care au venit acolo sunt mulțumiți de modul cum sunt primiți, cum sunt tratați, în saloane moderne, cu aparatură modernă. Evident, lucrăm în permanență la atitudinea personalului sanitar față de oameni și pe mine mă interesează foarte tare și am insistat să se poarte frumos cu bolnavii, să aibă grijă când îi primesc și așa mai departe. E o perioadă destul de complicată și există o presiune foarte mare și pe medici, dar da, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea sunt condiții foarte bune. Evident, vom investi în continuare în spital, pentru că avem spitalul vechi, avem ambulatoriu, avem maternitatea, unde am făcut și facem investiții. Păi, dacă vreți să vă spun, tocmai ce am terminat și am finalizat sălile de naștere de la maternitate. N-am mai stat după proiectul european. Uh-huh. Am finalizat aceste săli de naștere și avem săli de naștere la standarde europene. Repet, mai este mult de lucru, pentru că ce nu s-a făcut 30 de ani, nu pot să rezolv eu în 4 ani, dar în 8 rezolv. Da, când vorbim despre sănătatea vâlceană, nu vorbim numai despre Spitalul Județean de Urgențe sau Spitalul Vechi, așa cum îl știm, sau Spitalul Nou, Spitalul Vechi, la noi așa mai era. Sunt spitale și în alte localități vâlcene, cum este exemplul celor două spitale de la Drăgoiești și Mihăiești, domnule Constantin Rădulescu. Concret ați sprijinit și aceste două unități medicale și cum, dacă ați făcut-o? Sigur că da, păi există foarte clar sprijinul. Vreau să fac o paranteză. Discutam cu directorul Spitalului Județean și îmi spunea că până în acest mandat, niciodată Consiliul Județean nu a dat bani direct către spital și către spitale. De ce? Pentru că exista acel contract cu Casa de Sănătate, programe naționale și de acolo își făceau bugetul. Vreau să vă spun că numai anul trecut
noi, Consiliul Județean, am alocat peste 1 milion de euro direct Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Acum că a venit vorba despre Mihăiești și despre Drăgoiești, păi am să încep cu Drăgoieștiul, unde vreau să vă spun că nu aveam o clădire administrativă, nu exista o sală de primire. Acum sunt condiții decente și continuăm să investim în Spitalul de la Drăgoiești. Zeci și sute de politicieni au trâmbițat, au scris în programele lor că vor susține tineretul și cultura, că vor reînvia festivaluri, că vor susține sportul și performanța. Nu curge prin sângele lor niciun acord de chitară, niciun vers și nicio rimă. La Brezoi sau la Fețeni se întâmplă lucrurile atât de bine, pentru că vezi cum lumea întreagă se așează în văile și pe dealurile noastre. De aceea am fost alături de ei, alături de ideile lor atât de bine găsite. Ține minte că lumea o schimb când gândești, bine faci, bine găsești. Susținerea și promovarea festivalurilor Deep Forest Fest Râmnicu Vâlcea și Open Air Blues Festival Brezoi. Iar pentru prima dată în istorie, sportul și cultura din județul Vâlcea au beneficiat de sprijin financiar. Constantin Rădulescu pentru Consiliul Județean Vâlcea, Partidul Social Democrat. Bine faci, bine găsești.